În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Dacă vorbim despre petrol, acesta a suferit o scădere destul de accentuată. Astfel, după o secvență ascendentă de ieri, în timpul căreia prețul vedem că a atins un maxim intraday la 53,55 de puncte, prețul s-a aflat într-o cădere liberă și vedem că s-a depreciat cu peste 3 puncte procentuale. Această corecție a venit pe fondul temerilor cauzate de extinderea virusului, dar și mai mult de impunerea a noi restricții pe fondul evitării extinderii noi variante de virus. Astfel, se pare că noua variantă a virusului din Africa de Sud a ajuns deja în Statele Unite ale Americii, unde au fost înregistrate o serie de cazuri, iar acest lucru, desigur, este posibil să ducă la noi restricții. Noi restricții care, în continuare, vor pune presiune asupra sectorului de călătorii, dar în același timp a determinat și o scădere a consumului de combustibil personal. Aspect care, desigur, nu este cel mai optimist. Pe de altă parte, situația din Asia, una dintre regiunile care până în acest moment a evoluat destul de bine, întrucât reușise să țină sub control situația, începe să dea semne de îngrijorare. Cererea din India pentru diesel, care este cel mai utilizat combustibil din acest stat, începe să aibă de suferit și astfel am asistat la o scădere pe fondul impactului pe care l-a avut pandemia. Mai mult, faptul că dolarul american a continuat să se aprecieze în ultima perioadă nu reprezintă un aspect pozitiv și astfel această situație ar putea să pună presiune asupra piețelor. Mai mult, faptul că în Europa vaccinele, am văzut că sunt destul de rare, iar nivelul de ofertă, nivelul de produse disponibile este destul de redus, este posibil să pună presiune asupra procesului de imunizare, lucru care ar putea să ducă la o amânare a momentului în care economiile se vor întoarce ușor, ușor către normalitate. În acest context, este posibil ca să vedem o extindere a acestei perioade ezitante, ale acestei perioade nehotărâte. Totuși, trebuie să ținem cont și de faptul că nivelul ofertei ar putea să crească pe fondul faptului că un preț de 50 de dolari per baril al petrolului este o valoare profitabilă pentru producătorii de petrol din șist, iar acest lucru ar putea să ducă la redeschiderea mai multor facilități și la un plus de producție din partea acestora. Totuși, rămâne de văzut cum va evolua situația. În momentul de față, un nivel de rezistență, zona 52-70, vedem că este susținută de o retragere Fibonacci de 78,6%, în timp ce un potențial nivel de susținere vedem în această zonă, zona minimelor atinse în această dimineață, 51,9%. Dacă vorbim despre aur, acesta a reușit să traverseze o perioadă bună în cadrul deschiderii de astăzi, care performanță de fapt ce vine după o săptămână de evoluții descendente, de pierderi. În acest sens, trebuie menționat faptul că investitorii par să fie în așteptarea a mai multe informații privind pachetul de stimulente din SUA,
întrucât acesta ar putea să ofere mai multă susținere, mai multă susținere metalului prețios. Mai mult, investitorii se tem de faptul că fără a avea o acțiune clară, o serie de măsuri ferme luate, este posibil ca criza economică și efectele negative pe care le va avea epidemia să persiste pentru o perioadă mai lungă de timp și să îngreuneze procesul de redresare, atât pe plan personal cât și pe plan extins. În continuare, după cum spuneam, aurul este în așteptarea mai multor informații referitoare la măsurile de stimulare din SUA, întrucât acestea ar putea să fie principalul motor pentru prețul metalului prețios în viitorul apropiat. În momentul de față, vedem că prețul pare să fi suferit un ricoșeu după testarea mediei mobilă de 200 de perioade. Acest lucru ne indică faptul că taurii nu sunt totuși atât de hotărâți cu privire la direcția în care vor să ducă prețul și vedem mai degrabă o perioadă de indecizie. Dar într-adevăr se înregistrează un avans de 0,40%, dar această creștere nu este întocmai una rapidă sau care să prezinte un nivel ridicat de intensitate, lucru care ar fi oferit mai multă încredere și ar fi putut să ofere mai multă inerție mișcării de creștere. În acest sens, 1851 pare să fie un nivel de rezistență, în timp ce o zonă de susținere vedem că este la 1832. Calendarul de astăzi aduce o serie de date interesante, pe lângă cele menționate anterior. La ora 15:30 vor fi publicate datele PIB din Canada. Acestea sunt publicate lunar, prin urmare efectul lor ar putea să fie mai puțin surprinzător. Iar ulterior, la 15:30 vor fi publicate și date din SUA. Vorbim despre cheltuielile personale, minus 0,4%, prin urmare se așteaptă o scădere. Vorbim despre veniturile personale care sunt așteptate să avanseze cu 0,1% și vorbim și despre inflația PCE, care vedem că este așteptată să scadă de la 1,4% la 1,3%. Ulterior, vor fi publicate și datele Chicago PMI pentru luna ianuarie. Vedem că se așteaptă o ușoară deteriorare de la 58,7 puncte la 58,5 puncte. Dacă se va materializa acest scenariu, nu este o problemă atât de ridicată, întrucât amploarea deteriorării este una destul de scăzută. Ultima sesiune a săptămânii aduce o serie de raportări interesante. Vorbim despre Caterpillar, Chevron, Honeywell International și Philips, toate care își vor prezenta rezultatele financiare înainte de deschiderea pieței. Prin urmare, am putea să asistăm la o serie de mișcări interesante la momentul deschiderii sesiunii de astăzi, dar în continuare principalul factor determinant pentru piețe tinde să fie acea atitudine și de modul în care acționează acei investitori de retail, întrucât am văzut că aceștia pot duce la crearea unor probleme serioase și astfel de măsuri încă nu sunt foarte bine evaluate, foarte bine analizate pentru a ști exact care vor fi urmările pe termen lung și cât de
accentuate și problematice vor fi astfel de măsuri. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o zi excelentă și un weekend liniștit. La revedere!